Procurorii DNA, care în urmă cu o lună au cerut reținerea lui Tony Greblă pentru trafic de influență și constituirea unui grup infracțional, îi aduc noi acuze fostului senator. Lui Greblă i-a fost adusă la cunoștință extinderea urmăririi penale. Acesta este acuzat acum de noi infracțiuni de trafic de influență și fals în declarații. Anchetatorii susțin că Tony Greblă a primit 100.000 de euro foloase necuvenite de la afaceristul Ion Bârcină în campaniile electorale din 2008 și 2012 pentru a interveni în urgentarea unor acte în folosul firmelor acestuia din urmă. Greblă este acuzat că a primit foloase necuvenite și de la omul de afaceri Mihai Prundianu, promițându-i să intervină în favoarea firmelor acestuia din domeniul energiei. În perioada 2009-2015, inculpatul Tony Greblă, în calitate de senator și ulterior judecător la Curtea Constituțională, a pretins și primit direct și indirect de la suspectul Prundianu Mihai mai multe foloase necuvenite în cuantum total de 481.276,42 lei, din care 360.269,42 lei reprezentând investiții în curs consemnate în lista activelor unei societăți comerciale, un tractor cu remorcă și marfă aflată în custodie, respectiv contravaloarea a 80 bucăți struți, materiale de tip tâmplărie PVC și alte materiale de construcție pentru reabilitarea clădirilor unei ferme din județul Gorj și 121.007 lei reprezentând cheltuielile salariale pentru un număr de 6 angajați, se arată într-un comunicat emis de Direcția Națională Anticorupție. Omul de afaceri Mihai Prundianu este și el urmărit penal pentru infracțiunea de cumpărare de influență în formă continuată. Un alt afacerist urmărit penal în dosarul Greblă este Gheorghe Grecu, pe care procurorii îl acuză de spălare de bani. Afaceristul este acuzat că l-a ajutat pe Greblă să ascundă proveniența bunurilor pe care le-a primit în mod necuvenit și a acceptat să fie interpus în afacerile fostului senator la ferma din comuna Telești. A acceptat transferul proprietății exploatației agricole pe numele său în calitate de persoană fizică autorizată în condițiile în care, în aceeași perioadă, apărea ca salariat al Asociației Camera de Comerț și Industrie România-Japonia. A acceptat ca fluxurile financiare ulterioare să-l prezinte ca beneficiar final, cum este cazul obținerii de subvenții de la APIA, în cuantum total de 37.193 lei pentru anii 2010-2014. Aceste acțiuni ale suspectului Grecu Gheorghe au avut drept scop atât mascarea existenței situației de incompatibilitate în care se afla senatorul, judecătorul Tony Greblă, cât și facilitarea obținerii de către acesta din urmă a foloselor necuvenite provenind din administrarea fermei respective în cuantum total de 518.469,42 lei, se mai arată în comunicatul DNA.